Miercuri 8 martie, de Ziua Femeii, administrația locală din comuna Tătăruș organizează un spectacol folcloric în cinstea sărbătoritelor zilei. De la ora 12:30 la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu, ansamblul folcloric Bucovina Mică și interpreții de muzică populară Alexandru Brădățan și Ionut Sârbu vor aduce voie bună prin cântec și joc în cinstea tuturor doamnelor și domnișoarelor. Martie, miercuri, Ziua Internațională a Femeii, vă așteptăm la Tătăruș, în Bucovina Mică, la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruș, unde organizăm un spectacol dedicat special pentru acest eveniment. Cei care vor prezenta un program artistic sunt în special copiii din ansamblul Bucovina Mică. Îl avem pe tătărușeanul nostru Ionuț Sârbu și de asemenea vine să încânte pe doamne și domnișoare, îndrăgitul solist de muzică populară, Alexandru Brădățean din Bucovina. Vă așteptăm cu mare drag și mult respect să ne vedem, să sărbătorim acest eveniment împreună, miercuri 8 martie. Reamintim faptul că la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu din Tătăruș au loc periodic tot felul de manifestări culturale, dar și educative, ce marchează evenimentele importante de peste an.